tânăr fermier cu o fermă cu capre, cu terenuri agricole. Haideți să vorbim despre începuturile dumneavoastră ca și fermier. Am început prin 2013, când ne-am întors din Italia, acolo am lucrat o perioadă și ne-am întors aici să începem o afacere în domeniul agricol. Am început cu terenul agricol, am început să arendăm teren și gândul nostru de la început a fost să facem o fermă zootehnică, dar la început trebuia să strângem suprafață de teren ca să putem asigura hrana necesară. Am încercat la un moment dat și cu vaci de lapte, dar nu prea am avut succes în anul respectiv. Cam mai târziu să testăm partea cu cu capre din... Ați fost la alți fermieri să vedeți cum se descurcă ei cu fermele cu capre? Ați... Nu, nu prea am avut unde să mergem, așa, nu prea erau așa multe ferme aici în zonă ca să putem testa. Așa că am luat la început câteva căprițe ca să testăm noi, să vedem dacă ne plac, dacă se acomodează, să prindem un pic de experiență cu ele, să vedem cum se comportă. Și după aia, treptat, am tot crescut efectivul. Dar de ce capri de la Sassanen? Pentru că caprele Sassanen sunt considerate printre cele mai productive. Deci, practic, vă ați ales Sassanen pentru că ele dau cantități mai mari de lapte și necesită îngrijiri speciale sau... Nu, tocmai asta e cam... Am reușit să găsim la niște fermieri care aveau deja climatizat această rasă la noi, în România. Erau tot așa importate, dar era cumva a doua, a treia generație și ele deja erau aclimatizate și nu mai erau foarte bine adaptate la noi. Și tot așa le-am înmulțit și... Și ați ajuns la 140? 140, da. Cu laptele ce faceți? Faceți produse din lapte? Cum procedați cu piața de desfacere? Cu produsele, cu vânzarea, cu piața de desfacere? Avem un mic centru de prelucrare unde facem mai multe tipuri de produse pe care le comercializăm. Avem un site pe internet și livrăm direct la domiciliu, iar mai nou livrăm și în magazine, în Iași. Mai multe băcănii. Da, tip băcănii. Care e feedback-ul clienților? Au început să consume produse din lapte de capră? Da. Piața e în creștere și tot mai mulți clienți descoperă produsele noastre și avem succes cu ele. Da, facem iaurt, sana, chefir și alte tipuri de brânzeturi. Le producem doar din lapte și fermenți lactici, fără niciun adaos. Sunt naturale. Sunt naturale, da, nu au nimic. Și în ultima perioadă am încercat să schimb. Am avut ambalaje din PET, acum am schimbat toate ambalajele în sticlă pentru a le prelungi termenul și a să menține gustul natural. Și... Cam cât este termenul de valabilitate? Nu știu, la iaurt poate sau la prânz? La iaurt undeva la 2 săptămâni și la brânzică depinde dacă e crema de brânză, de exemplu, tot la fel, undeva la 3 săptămâni, iar telemeaua ține mai mult, până la 2 luni, pentru că conține și sare, vidată și... Rețetele sunt ale dumneavoastră, sunt rețete clasice? Și... Rețetele sunt cumva... De când am început, am tot testat tot felul de rețete și am ajuns la varianta asta, până ce... au ajuns așa cum ne doream noi, gustul și...
textura. Da, 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 am testat. Și continuăm să facem rețete noi pe care le testăm și vedem și feedback-ul de la clienți. Cam câte sortimente aveți acum? Undeva la 13 sortimente. Și